Salut, dragi opeliști! Astăzi o să încerc să vă explic cum puteți lega senzorii de volum la un Vectra B. Cei care nu-i aveți și vreți să vă montați alarma originală și senzori de volum. Am început cu această mufă. Este de la unul din senzorii de volum și mai concret este de la senzorul de pe stâlpul din stânga, din spatele șoferului. Acesta are cam 3 metri și jumătate cablu, trece prin cablajul de sub scaune, traversează mașina de-a latul, nu de-a lungul, pe sub scaunele din față de la șofer. Mufa din dreapta este ceva mai scurtă, are un metru cablu. Fiecare mufa are 5 pini, 3 cu 2, 3 pe o parte, 2 pini pe o parte. Bun, să vă explic culorile cablajului. Haideți să luăm o fază scurtă, cea de 1 metru, de la senzorul de pe stâlpul din dreapta, de la pasager. Culorile cablurilor sunt următoarele: negru, gros, care este pe rândul de 2 pini, acesta, de aici. După aceea, lângă el vine alb, pe rândul de 3 pini. Vin 3 culori, și anume albastru, primul, da? Albastru, după aceea maron, care în limbajul cablajelor auto este masa. Și următorul este negru mov, negru subțire cu o dungă mov subțire. Acestea vin legate la mufa de la închidere, care închidere o aveți în partea dreaptă la pasager jos. La mufa cu pini mulți și mici, subțiri, mă rog, cum vreți dumneavoastră. În închidere centralizată intră două mufe, aceasta cu pini mai groși și aceasta cu pini mai subțiri. Aceasta cu pini mai groși cu siguranță este alimentarea, masa închiderii și alarmei propriu-zise și, mă rog, niște senzori, probabil, mai de aici se folosește curentul mai mare, iar aceasta pleacă din cablaj și intră în cablaj totodată, senzorii de volum, probabil și goarna nu am aici, eu o să vă spun doar senzorii de volum. Bun, ați văzut culorile. Luăm cablajul de la cel mic de 1 metru, de la stâlpul din dreapta central. Bun, haideți să vă explic unde intră. Albul intră 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al 9-lea este ultimul de aici. Pinul numărul 9, că nu văd nicio numerotare pe ei. Deci albă. După aceea albastru intră în margine aici. Este primul pin de aici. După aceea vine masa maro. Deci maro, care este comună la ambii senzori.
și Maro intră aici, la al 7-lea pin, deci am spus al 9-lea intră alb, al 7-lea intră maronul, și de aici. Așa. După aceea intră negru subțire cu o dungă mov, care sunt de asemenea la, de la, vin firele și legate de la ambii senzori pe un singur fir și intră lângă, lângă cel maro, al 6-lea pin. Al 6-lea pin de aici. Deci nu ne rotați de margine până aici. Al 6-lea. După aceea negru gros este comun de asemenea, deci negru gros, maron și negru subțire cu o dungă mov, le legați împreună de la ambii senzori și continuați cu câte un singur fir până în mov. Negru gros, văd că nu intră în mofa, intră undeva, se leagă la un fir maron care merge prin cablaj și trebuie să mă uit pe unde duce. Ok, bun, haideți să mergem la mufa de cea lungă de la pe cablajul lung de la stâlpul din stânga central, tot 3 pin pe o latură și 2 pin pe cealaltă, deci 3 cu 2, 5 pin în total, și avem culorile. Pe latura de 2 pin avem negru gros, care este primul pin de aici, cel de mijloc, cum ar veni. Și lângă el vine roșu cu o dungă albă subțire. Deci pe rândul de 2 pin vine negru gros și roșu cu o dungă albă subțire. Pe rândul de 3 pin vine roșu cu albastru, cu o dungă albastră subțire, maron în centru și negru cu o dungă mov în margine. Deci în stânga conțin mufa așa, negru, vă uitați la pinii de jos, negru cu o dungă mov, în centru avem maron, iar în partea dreaptă avem roșu cu o dungă albastră. Acum să vedem unde duce și acesta. Mufa este aceasta, continuarea cablului este așa, aici, și avem roșu cu o dungă albă subțire, intră exact lângă cel alb, deci este pinul numărul 8 din mufă. După aceea, roșu cu o dungă albastră subțire intră lângă albastru și este primul pin de aici, de joșu cu o dungă albastră. Și face treaba. Du-te, du-te. Așa, avem roșu cu o dungă albastră subțire, primul pin de aici. După aceea este albastru. Bun.
Mai departe v-am spus că negru cu mov intră la pinul cu numărul 6. După aceea maron intră la pinul cu numărul 7, cel de aici. După aceea negru gros vine comun cu senzorul celălalt, cu cablajul celălalt și duce un maron aici, într-un cablaj. Probabil ceva tot masă, pentru că altfel nu mi-explic culoarea maron în cablaj, în termenii de specialitate, este masa. Deci maron simplu, este masa. Chiar aceștia trebuie studiați. Eu vă explic ce văd aici. Deci acestea sunt mofele. Aceasta este mofa. Ca să vă orientați mai bine, mofa are aici un perete mai lat. Iar aici este pe colț profilul normal. Iar aici are niște umeri. Și începeți de aici, de la profilul acesta mai lat, să numerătați pini. Deci mai repet o dată. Movul și maro sunt comuni. Movul negru, negru cu dungă, mov subțire, este pinul numărul 6 și este comun la ambii senzori. Culoarea maron vine de la ambii senzori și este pinul cu numărul 7. De la senzorul din stânga spate șofer alb cu o dungă roșie este pinul cu numărul 8. De la senzorul din dreapta, din spatele pasagerului, cablu cu numărul alb, cablu alb la pinul numărul 9. De la senzorul de la mufa, de la senzorul de pe stâlp, de la șofer, roșu cu o dungă albastră subțire, este primul pin de aici. Deci între această linie vin doi pini groși. Imediat după cel de-al doilea pin gros vin încă trei pini subțiri. Primul este de la senzorul din stânga, din spatele șoferului, și este roșu cu dungă albastră subțire. Iar albastru de la mofa din dreapta, de la senzorul din dreapta pasager, vine culoarea albastră și intră aici, al doilea pin. Deci aici puteți lega, în mofa aceasta puteți lega senzorii de volum, mofele. Sunt așa. Deci 3 pini cu 2 pini, 5 pini la fiecare mofă. Diferă doar culorile. Pini comuni sunt negru gros, maron și negru subțire cu o dungă mov. Aceștia sunt comuni la ambele cablaje. Cu acestea fiind spuse, eu Casper și Gălăgios de azi, Luc, vă spun numai bine și sper să vă ajute.